Toată slava și toată gloria se cuvine din nou să -o dăm lui Dumnezeu și noi să ne smerim și să ne umilim în fața tronului de îndurare. Citeam undeva că se plimba regina Angliei în grădina casei împărătești și la un moment dat a văzut la un moment dat o santinelă care păzea, ce nu știa ce păzea. Regina nu știa ce, de ce era santinela în locul ăla. Și spune că a întrebat pe aghiotantul, pe cel care stătea, care o însoțea și zice, ce păzește santinela aceasta? E greșit, soldatul a prezentat onorul și stătea stană de piatră. Și aghiotantul zice, nu știu, Măria ta, sau cum i-o fi spus, înălțimea dumneavoastră, sau cum s-o fi adresat, nu știu. S-au uitat în stânga, în dreapta, nu era nimic. Era câmp, nu era gard, nu era vreun obiectiv oarecare. S-au uitat în catastifele lor, s-au uitat în spate să vadă ce este acolo. Și oriunde se duceau mai în spate, tot dădea, dădeau de informația acum că acolo trebuie să fie pus un... Un soldat ca să păzească. Ce să păzească? Au mers mult în spate, mulți ani, zeci de ani, sute de ani, și au descoperit că undeva la sfârșitul Evului Mediu au, uh, au adus un bulb de la alea, de foarte rar, și l-au plantat acolo. Și ca să nu cumva să vină, știu eu, vreo pasăre, vreun animal sau vreun om răuvoitor, cumva să pătrundă, au pus un post de santinelă. Bulbul a trecut, floarea s-a uscat, s-a dus, dar santinela a rămas acolo și nici măcar nu știa nici el și nimeni nu știa de ce. O istorie asemănătoare o aveam noi în folclorul românesc. Se spune că undeva cineva a întrebat pe gospodina casei de ce care se pregătea să prăjească pește, de ce tai coada la pește? Păi nu știu, așa făcea mama. S-a dus să o întrebe pe mama, dar de ce tăiați coada la pește? Nu știu, așa făcea mama. S-a dus să întrebe pe bunica. Și bunica zice: hei, -he, eu aveam o oală mică, o tigaie foarte mică și nu capea coada. Și de aia am tăiat coada. Și s-a păstrat din, ce, din generație în generație un obicei și nici nu știi de ce îl faci. Dragii mei, s-a păstrat în închinarea noastră din uh, momentele când venim înaintea lui Dumnezeu. Din obiceiurile noastre s-au păstrat niște obiceiuri și nici noi nu știm de ce. Păi la noi în Moldova, va spune cineva, nunta se face în felul ăsta, cu tare, vin mire, vin ea vin aia și așa mai departe, se organizează. La noi în Ardeal, e altfel. Băi, dar de ce la voi în Oltenia așa și în Muntenia? Nu știm ce -a fost la origine, ce a intenționat acela care a instituit obiceiul acela și practica aceea? Și să fim sinceri, în obiceiurile noastre, ca biserică sau ca indiviz, avem lucrurile acestea. Nici noi nu știm de ce le facem. Uneori ne acoperim cu uh, versete din Sfânta Scriptură și e bine că o facem, alteori nu avem chitanță. Și totuși facem lucrurile acestea. Pe baza Sfintelor Scripturi apare de multe ori în închinarea poporului Israel în vechime necesitatea ca să se aducă o jertfă. M-ați auzit data trecută când am vorbit din Cuvântul lui Dumnezeu despre sistemul pe care Dumnezeu l-a instituit și care încet, încet, din generație în generație și-a pierdut din valoare. Și Ajungem la un moment dat când noi știm că Dumnezeu a instituit jertfele, ne spune Cartea Evrei, capitolul 9, că cel care se închină lui Dumnezeu în felul acesta nu poate, prin jertfă, să ajungă la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Dar obiceiurile acestea erau niște obiceiuri făcute și puse de Dumnezeu până la o vreme, erau trecătoare până la vremea când avea să vină adevărata jertfă a Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul nostru Isus Hristos pentru jertfa Lui. Dar poporul Israel, ne uităm pe pagină Sfintei Scripturi din loc în loc, există porunci, există interpelări ale Lui Dumnezeu în viața poporului Israel. Ca de pildă, am spus 1 Samuel capitolul 3 cu 14. Vorbește Dumnezeu către Samuel cu privire la pedeapsa casei lui Eli vă jur, de aceea spunea Dumnezeu, jur că pediapsa sau nelegirea casei lui Eli nu se va șterge niciodată prin jertfă. Psalmul 50 cu versetul 8 spune psalmistul în felul următor, în versetul 8, nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale sunt, le-am necurmat sub ochii mei, sunt în fața mea, ele sunt bune, dar tu nu, Psalmul 51, versetul 16, spune David în plângerea lui cu privire la păcatul pe care l-a săvârșit. Doamne, versetul 16, dacă vreiai jertfe, ai jertfe, jertfe ți-aș fi, ți fi adus, Doamne, dar ție nu-ți plac arderile de tot. David era bogat, avea posibilități financiare, avea posibilități materiale, putea să vină înainte Dumnezeu cu jertfe. Dar David se uită în inima lui, cunoscând inima lui Dumnezeu, vine și spune, Doamne... Eu știu că tu ai pus jertfa, dar ție nu-ți place, pentru că tu vrei altceva înainte de jertfă. Isaia 1, versetul 11 până la 13. Nu vreau jertfele voastre, spunea Dumnezeu către poporul Israel. Vă vreau pe voi. Nu pot să suport nelegiuirea unită, îmbinată, îmbibată cu sărbătoarea. Nu-mi place amestecul acesta. Vă vreau pe voi, nu jertfele voastre. Ieremia 6, verset 20. Nu mi plac arderele voastre de tot, spunea Dumnezeu. Și atunci am fost frapat de mesajul acesta și am căutat în Sfânta Scriptură ca să-mi dau seama ce la început, cei de dedesubt, ce vrea Dumnezeu. Și vă spuneam data trecută, e necesar să fac această recapitulare că Dumnezeu are ceva înainte de jertfă, ceva mai cu substrat, mai important, înainte de jertfa pe care tot el a instituit-o. Spune cuvântul Lui Dumnezeu Pil de capitolul 21, versetul 3 A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. A face dreptate și judecată a fi drept ca om în ochii Lui Dumnezeu e mai important decât a aduce un bou decât a aduce un taur a face judecată, analiză, să vezi ce dorește Dumnezeu, să vezi de desubtul jertfei, e mai important în ochiul lui Dumnezeu. Mai important decât jertfa. Osea, capitolul 6, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6, căci bunătate voiesc, nu jertfă. Vreau bunătate, vă vreau pe voi bun. Spune vesetul 3, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, îndemnul lui Osea, către poporul Israel. Căci el se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară, care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia, pocăința voastră, spuneam data trecută, e o pocăință de duminică. E o pocăință de marțiară, e o pocăință de joi seară. Ce să fac? Dacă tu în celelalte zile trăiești cum vrei și duminică dimineața, duminică după amiază te comporți ca un om credincios, crezi că Dumnezeu nu cunoaște ascunzișul, crezi că Dumnezeu nu cunoaște faptele, crezi că Dumnezeu nu cunoaște motivațiile și gândurile și lucrurile care se fac în ascuns, ce să fac? Evlavia voastră e ca norul de dimineață și caroa care trece cu curând de aceea, îi voi bici prin proroși, îi voi bici prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina, căci bunătate voiesc. Degeaba mi-a dus jertfa după ce ai păcătuit, degeaba mi-a dus animalul care prin vărsarea sângelui să-ți dea ție iertarea după ce ai călcat pe bec, spunem noi. Degeaba lucrul acesta vreau bunătate, ne spune Dumnezeu. Mica 6 cu versetul 8. s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Vedeți prin aceasta că Dumnezeu cere jertfă? Nu! Să-i faci dreptate, să iubești mila și să umble în smerenie cu Dumnezeu. Matei, capitolul 9, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că discuta versetul 13 în momentul în care Domnul Iisus l-a chemat la slujbă pe Matei Vameșul, omul acesta îi dă o masă și împreună cu el vin toți vameșii și păcătoșii. Fariseii au văzut lucrul acesta și au vorbit cu ucenicii, probabil fiind mai aproape de ușă, nu știm, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoșii? Așa ceva este inadmisibil. Dacă zice că e sfânt, dacă zice că e prorocul lui Dumnezeu, dacă zice că e omul lui Dumnezeu, nu are ce să caute cu vameși și cu păcătoșii și cu oamenii de cea mai joasă speță. Iisus i-a auzit, atenție, orice cârtire, orice interpelare, orice nemulțumire este și va fi auzită de Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă, plecați! Căutați în catastefele voastre, căutați în, în, în legea voastră, învățați ce înseamnă milă voiesc. Este ecoul din Vechiul Testament, din mica 6 cu 8. Dute du și învață ce vreau că milă voiesc și nu vreau jertfă. Versul capitolul 12. Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că au venit, Vesetul 7, dacă ați fi știut ce înseamnă, iarăși le spune, milă voiesc și nu jertfe, n-ați fi o osândit, osândit pe niște nevinovați. Căci fiul omului este Domn și al Sabatului. Ce au făcut? O smut niște spice de greu, spune Cuvântul. Trecea într-o zi de Sabat printr-un lan de greu. Ucenicii care erau flămânzi au smuls spice, le-au frecat cu palmele și le-au mâncat așa goale cum era. Și așa ceva spuneau evreii, nu-i admis în ziua sabatului să faci o lucrare. Erau foarte drastici, erau foarte stricți. N-aveai voie nici măcar, spunea Talmudul, să scuipi. Pentru că s-ar putea să-i un fir de iarbă și asta se numește muncă. N-avei voie să iei oul pe care l-a ouat găina într-o zi de sabat pentru că găina a lucrat. N-avei voie tot felul de, de ciudățenii și de lucruri. Și de aia vine Domnul Isus și le spune, eu v-am trimis să învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jertfă. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc și nu jertfă, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Deci Dumnezeu dorește bunătate, dorește milă, dorește cunoștință de Dumnezeu, dorește dreptate, dorește judecată. În primul și în primul rând, în timpul care ne-a rămas și ne stă în față, ascultarea este un privilegiu care aduce binecuvântări. Vă spuneam, întreagăt, data trecută, aș vrea să continui de aici înainte, 1 Regi, capitolul 11, versetul 38, nu mai citesc, istoria o cunoaștem. Vine cuvântul lui Dumnezeu prin Abia și vorbește către Ieroboam. Ieroboam, m-am mâniat și vreau ca să pedepsesc pe Israel și pe Solomon. Îți iau zece seminței și ți le dau ție. Dacă vei asculta, vei domni peste Israel și eu voi fi cu tine. De fapt, aș vrea ca să punctez lucrul acesta, 1 Regi, capitolul 11, cu versetul 38. Dacă vei asculta de toți cei ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea păzind legeri și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine. Ascultarea este un privilegiu care aduce prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Un lucru extraordinar, un lucru minunat. Ascultarea este acel privilegiu care îl aduce pe Dumnezeu lângă noi. Eu spus Dumnezeu lui Ieroboam, ce păcat că nu a ascultat, dar ne spune Dumnezeu în nouă și trebuie să ascultăm. Dacă vei asculta de Dumnezeu, de porunca de legea pe care Dumnezeul a lăsat-o, promite Dumnezeu cu gura lui, eu voi fi cu tine. Sunt tineri care vor să se căsătorească. Sunt tineri care vor ca să-și uh, traseze un drum în viață prin a studia sau nu la o facultate. Ce minunat este să te rogi înaintea lui Dumnezeu și să simți că Dumnezeu este lângă tine și îți ascultă rugăciunea și îți dă o directivă clară în viață. Ce minunat este să-l simți pe Dumnezeu aproape și să știi că te conduce în ceea ce vrei ca să faci. Dacă vei asculta ai privilegiul să-L ai pe Dumnezeu aproape. Dacă nu ne osândește inima noastră, spunea Ioan, avem îndrăzneală. Când ne sândește inima noastră, nici rugăciunea nu putem să o facem din toată inima la adresa lui Dumnezeu. În al doilea rând, alt privilegiu, dacă îl ascult pe Dumnezeu, vă rog să priviți ca, o, ca ceva mai profund în relație, ca o a doua treaptă. Îl ai pe Dumnezeu lângă tine, dar se poate mai mult de atât. Și știți cum? Ioan capitolul 15 cu versetul 12. Aceasta este porunca mea să vă iubiți unii pe alții, spunea Domnul Iisus către ucenici. Cum v-am iubit eu? Nu e mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi, biserica din Kitchener sau de oriunde ascultați, sunteți prietenii mei. Dacă ascultați, vă faceți ce vă poruncesc eu. A doua treaptă în relația mea cu Dumnezeu. Una e că îl am pe Dumnezeu aproape și Dumnezeu este lângă mine. A doua treaptă mai profundă, mai frumoasă împărtășea cu Dumnezeu. Îl ai prieten pe Dumnezeu. Îi una să ai pe unul care să te păzească. Dacă în ăla care te păzește e prietenul tău, parcă e mai frumos. Parcă e mai profund, parcă e mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Să-l ai pe Dumnezeu să fie prieten. Și prietenul adevărat spunea, tot înțelepciunea din cartea proverbelor, care este Domnul nostru Isus Hristos, iubește prietenul adevărat ori și când și în nenorocire ajunge ca un frate. Slăvit să fie Dumnezeu, să-L avem pe Dumnezeu ca prieten, mare lucru. A treia treaptă, o altă, un alt privilegiu, o altă binecuvântare, dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, ne spune fapte capitolul 5 cu versetul 32, cuvântul lui Dumnezeu. Noi spunea petru, suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Unde stă Duhul Sfânt în noi? Unde stă Duhul Sfânt de la revărsarea lui peste credincioși? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că stă în biserică, în fiecare credincios voi sunteți templu Duhului Sfânt, dacă ascultați. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor care ascultă. De aceea ne spunea Ioan capitolul 14 cu versetul 15, voi veți primi un mângăietor. Nu vă voi lăsa orfani. Voi trimite un mângăietor dacă Mă iubiți veți păzi poruncile mele și tatăl vă va da mânghietorul care va fi cu voi și va fi în voi. Slăviți să fie Dumnezeu. În al doilea rând, am spus, de ce ascultare? 1. Este un privilegiu care aduce prezența Domnului, a doua treaptă. Prietenia Domnului, și a treia treaptă, Duhul Sfânt în viața credinciosului. În al doilea rând, ascultarea, de ce ascultare? Pentru că este o condiție, ascultarea aceasta pentru o pace adâncă. Isaia 48 ne spune cuvântul lui Dumnezeu versetul 18. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Sămânța ta ar fi fost ca nisipul și roadele pânteciului tău ca boabele de nisip. Numele tău n-ar fi fost șters și nimicit dinaintea mea. Versetul 22. Cei răi nu au pace, zice Dumnezeu, zice Domnul. Dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, pacea ta ar fi fost ca un râu. Să asculți de Dumnezeu, să asculți de Dumnezeu, este o condiție, în primul rând, pentru o pace adâncă. În al doilea rând, aminteam pe scurt, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea 1 Ioan, în capitolul 3 cu versetul 22 și orice vom cere, toți citeți versetul 21, Pre dacă nu ne osândește inima noastră, conștiința noastră, cu alte cuvinte, avem îndrăzneală la Dumnezeu și Vesetul 22, acum. Și orice vom cere, vom căpăta de la El. De ce? Fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut. Cu alte cuvinte, fiindcă ascultăm de Dumnezeu. Ne binecuvântă Dumnezeu și ne ascultă rugăciunea noastră. Hai să intrăm din nou în, în Vechiul Testament, în Cartea Deuteronom, capitolul 11, versetul 27. Ne spune de ce, în, din alt punct de vedere, de ce este o condiție, pentru ce este o condiție. Versetul 27 sau 26, iată până astăzi, înaintea voastră, binecuvântarea și blestemul, binecuvântarea, dacă veți asculta de poruncile Domnului. O condiție a binecuvântării. Spuneam de o condiție a unei păci. O condiție pentru o pace adâncă, o condiție pentru a asculta Dumnezeu rugăciunea și o condiție pentru a da binecuvântare. Dacă vei asculta. Apoi este o condiție pentru a avea o stare potrivită înaintea lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod, capitolul 19, cu versetul 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Vorbea Dumnezeu în cadrul vechi testamental către poporul Israel. Dacă mă vei asculta, dacă vei asculta de ceea ce îți spun, de ceea ce vreau să fac între voi, cu voi, voi veți fi ai mei și veți fi un popor binecuvântat. Și noi am spune, slăvit să fie Domnul pentru poporul lui Israel, dar cu ce ne ajută pe noi Noul Testament? Ei bine, uitați-vă că ne ajută. Ne spune Cuvântul Dumnezeu în cartea lui Tit, capitolul 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. E același cuvânt al lui Dumnezeu și în Noul Testament la fel de valabil. Amin, amin. Dacă mă vei asculta, spunea poporul Israel, veți fi ai mei dintre popoarele lumii și în Noul Testament biserica și-a ales ca să răscumpere din orice fără de lege să și să-și curățească un orod care să fie a lui, plin de râvnă, pentru fapte bune. Când vine lucrul acesta? Când vom asculta de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Mă apropii de încheiere spunând că ascultarea nu trebuie să fie oricum. Ascultarea ne spune Cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să fie după modelul pe care l-a lăsat Domnul Isus Hristos. Vorbea. Domnul Iisus cu Samaritianca din Ioan, capitolul 4, versetul 34, plecase Samaritianca și apoi venise ucenici și spunea Domnul Iisus, eu totdeauna fac ce îi este plăcut lui Dumnezeu. Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu. Fac tot timpul ce este plăcut, slăvit să fie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și apoi, Filipeni capitolul 2 cu versetul 8, ne spune Scriptura, să aici cite versetul 6 ca să citim din context, măcar că avea Domnul Isus chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă pe același palier egal cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător Până la moarte. Ascultare este după modelul Domnului nostru Isus Hristos. Știu că nu ne place, știu că e greu lucrul acesta, știu, dar pe paginile Sfintelor Scripturi apare și versetul acesta. Hristos s-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte, până la sacrificiu suprem. Și nu orice fel de moarte, ci moartea cea mai de, de cea mai joasă speță. Moartea infractorilor moartea care dura mult pentru alții, Dumnezeu a ales ca să se facă om și să asculte, Hristos să asculte de Dumnezeu. Ascultarea trebuie să fie după modelul pe care Dumnezeu l-a lăsat, Domnul Iisus l-a lăsat. Cum ca aplicație practică, ne spune Petru în discuții în fapte 5 cu 29, în discuția lui cu mai mare lui Israel, când i-au poruncit să nu vorbească în numele lui Isus. Și vine Petru și le pune o problemă existențială. Ascultați-vă voi și uitați-vă voi la ceea ce îmi cereți voi mie. Analizați voi singur mai marea lui Israel, cu alte cuvinte. Nu-i normal, nu-i drept ca să ascultăm mai mult de Dumnezeu și asta e întrebarea care o punem și, noi în această zi. Nu-i normal ca să asculți mai întâi de Dumnezeu decât de oameni? Da, dar spune cineva, dar guvernul e lăsat ca să de Dumnezeu. Da, e lăsat. E lăsat ca să pedepsească pe cel ce face rău și să premieze pe cel care face bine. Dar în momentul în care legile care se dau contravin dreptății și suveranității lui Dumnezeu, contravin legilor lui Dumnezeu, vine Petru și ne spune, uitați-vă și judecați singur, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de voi. Simplu. Da, dar lucrul acesta ne aduce în conflict, e adevărat? Va aduce un conflict de interese. Dar cu toate acestea, spunea Domnul Isus, nu vă temeți de cei ce ucid trupul și apoi, Păi nu mai pot să facă nimic. Parcă așa e de simplu, trăim pe pământul acesta și ne se pare că e greu, e complicat, e greu. Și ajunge la moarte și Ni se pare că e finalul drumului, ori în ochii Domnului nostru Iisus Iisus, El care cunoaște viitorul. El care știe, ne spune Ioan 13, știa de unde a venit și unde, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Știa ce a lăsat când și-a dezbrăcat slava, știe și care va fi viitorul nostru ca oameni. De aia vorbește așa de simplu, nu vă temeți, că după aia nu mai pot să facă nimic. Cei care ucid trupul. Temeți-vă de cel care poate să ucidă și trupul și să arunce și trupul în ghejene, da? Vă spun de el să vă temeți. Închei prin a spune binecuvântarea pe care a avut-o lumea în Geneza, capitolul 22, pentru că un om al lui Dumnezeu a ascultat, și binecuvântarea pe care putem și noi să o dăm altora dacă ascultăm de Dumnezeu. 22 cu 18, toate neamurile pământului, spunea Domnul Dumnezeu către Avram, vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Pentru că ai ascultat de porunca lui Dumnezeu toate neamurile și negreșit se referea la momentul când avea să vină sămânța, avea să vină unsul, Mesia, Hamașia, acela care a ridicat păcatele în întregii lumi, slăvit să fie în numele Său. Și pentru aceasta am primit și noi astăzi binecuvântare și de aceea îl lăudăm, îl mărim și îl binecuvântăm pe Dumnezeu. De ce? Pentru că a ascultat Avram, pentru că a ascultat alți oameni al lui Dumnezeu, pentru că a ascultat Domnul Isus Hristos de Dumnezeu și s-a dat ca jertfă pentru păcatele noastre și noi trebuie să ascultăm. Doamne ajută-ne! Amin!